Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft Roleplay. Episodul ăsta o să vreau să vă arăt ceva tare. Ce ai făcut? Ok. Haideți după mine la bancă. Suntem la spital, bă, suntem la etaj. Da, da, la etajul 3. Etaj. Ai făcut scările funcționale? Da, dar bine, ultimul etaj încă nu funcționează. Primul etaj aici, cum să fac? Păi da, ăștia încă le... Nu! Până, așa. Te bătea power, te rupea. Hai încă. Power, șterge copacii aia de acolo, știi tu, știm noi. Bun, ce-am băgat nou? Bani rea din joc. Vă arăt acum imediat cum arată. Bă, ia veniți, bă, scoate-mă asta aici, a fost trotuar, că e îngust. Scoate iarba. Că e de unul, n-ai, e foarte îngust. Și aici la fel. Toată partea asta scoate. Paure, vezi înăuntru, copăcei de aia năsoli. Bun. Și ce avem noi la bancă? Bănuți și bani. Bine, voi știu că n-aveți textura. Mă, da. Deci dacă mă uit oriunde în afară de bănuți, am 50. Dacă mă uit la bănuți, am 40. Da, și mie am scat frame-urile când mă uit în direcție. A, ok, deci nu e, da. Ia stai. A, nu, scade oricum. A, ok, deci nu e de la bagnotele alea. Bun, cam așa arată. Avem de la 5 lei. Avem 10 lei. Vreau platformă. Opa. Bun, așa mă mai, ok. Deci avem 5 lei, 10 lei, 50 de lei, 100 de lei. Avem aici jos. Bă. Nu. Avem aici jos 200 de lei și 500 de lei. Din păcate n-am putut să-i fac aia albă, cum sunt la celelalte, deoarece așa era poza pur și simplu. Au o mică tentă de 3D, dacă observați. Bine, sunt la fel pe ambele părți. N-am cum să o pun pe parte așa, pe parte așa. Și faza e că sunt saplinguri, deci toate astea sunt saplinguri. O să trebuiască să le schimb numele, logic. Și eu dacă mă duc și pun aici, creștem bani. Da, deci arată super, super ciudat. Pune flori din astea care ți le las. Mă, dă numai... Spar capul ăsta. Ghiuvete ce ești. Bă, nu așa era, mă. Venea aici. Bă, cum venea, mă? Nu știu, lasă-le așa. Da, lasă-le așa de-al meu. Hai să schimbi aici, înăuntru, că sunt ăștia bănuți, am văzut. Da, uite, un milion. Nu știu, căutați în tot orașul unde vedeți sapling-uri, ori în pământ, ori așa, le scoateți, indiferent unde sunt puse. Bun. Episodul trecut. Data trecută le-am zis să facă niște interioare, care nu le-au făcut. A făcut, doamnă. Băi, am șters harta aia. O mai are cineva? Acum îmi dai seama ce am făcut. Că am șters harta. Sunt un mic noob. Altă chestie care o să fie... Stai, vino la mine. Okay. Altă chestie care o să fie... Nu o să puteți, de exemplu, să faceți trade cu... Bacnotele... Da, mă, 1-8. Asta, mă, tatiu. Nu o să puteți să faceți trade cu bacnotele normale cum sunt astea. Vor fi unele care vor fi date din creativ, cu un nume diferit, colorat, îngroșat, frumos, pus, probabil le punem și enchant la bani. Și cum o să luați voi banii ăștia foarte, foarte ușor? O să cumpărați prima oară... Mamă, ce e aici? Mamă, ce pane mai pe aici? Hai de cap. Pavaj, inșit. Ok. O să cumpărați de la bancă. O să aveți aici ANPSC-uri puse frumos. Voi o să cumpărați de ăștia. 1000 costă un bănuț, da. Ăștia încă o să-i las, nu o să accepte niciun magazin, niciun nimic, nu o să accepte bănuții aia decât să îi dați la schimb pe bacnote.
Mersi. Și vor fi aici niște NPC-uri, probabil aici jos sau în partea aia, adică niște villageri în care puteți să dați bănuți. De exemplu, un bănuț de ăsta, cât e prețul de vânzare? 826. Cam pe acolo. Bine, o să mai crească. Ups. Așa, așa. Și o să puteți să dați la schimb pe ori în ăștia de 50, ori în 200, ori de 50 și vă mai dă restul de 100, sau văd eu exact cum pun, gen să mai dați și voi pentru alea de 100, adică vă schimbați banii și așa o să puteți să faceți, nu știu, aveți foarte mulți de 5 lei, îi dați la schimb pe 50 de lei sau pe mai știu eu cât, depinde câți aveți. Adică să nu stați cu stacuri în inventar, că nu vă ajută cu nimic. Uite, de exemplu cum e asta așa. Banii vor fi enchantați. Ar fi tare să poți falsifica bani, știi, să fie o chestie să falsifici bani. Gen, să nu poți să dai la NPC-uri, că el nu acceptă decât exact ce pui tu. Să... Nu doar rebelii să poată, oricine, gen să existe, nu știu, o mașină de multiplicat bani. Să poți să o cumperi la negru, bine, făcută de noi. Și să aibă un dispenser, știi, și să aibă nu știu câți bănuți în ea. Și chestii, sau pe comandă, ar fi ceva. Dar după o să fie prea ciudat, deoarece o să fraierească playerii mult. Adică, da. Faza e că nu o să fie enchant. Cred că ăștia vor fi banii falși. Nu o să aibă enchant pe ei. Bun. Ce o să facem noi episodul ăsta? O să vreau să termin aia de lemn și după să fac fiecare bancnotă în parte. Unde a spus aia de lemn atunci? V-am zis, bă, faceți voi niște interioare. Mamă, bă, ce leni sunteți. Uite ea. Fix aici lângă cărămidă, unde stă tot serverul, știi? Toate clădirile astea sunt goale. Deci toate sunt goale. Toa! Uite și... Toate, mă, toate, toate, toate. Toată strada asta e goală. Și pe lângă. Mai pui că și pe lângă e goală. Hai să văd unde sunt eu pe mapă. Sunt... Care sunt eu? Ăsta, ok, bun. Care să o facem pentru vânzare de lemn, gen unde să aibă mobile în shit. Pe aici vreau una. Uite, o facem pe asta cu gheață. Sau o facem pe asta de lângă. O facem pe asta, cred că. Hai de la pescărie. Da, mă, dar e micuță, mă, e mic. Vreau să fie ca un depozit și într-o parte să aibă chestii. De exemplu, fii atent. Hai să o transformăm pe asta de gheață. Vine, mă, vine la mine. Veniți toți la mine. Deci, ăștia bănuții pe care noi i-am făcut, o să-i folosim la diferite trade-uri. Adică să fie mai șmecher, să aveți bani reali. Acum am textura de pe roleplay. Cum arată? Așa o să vă arate și vouă. Roleplay beta 2.0 GGTX cu emblema serverului. V-am zis că o să o fac ca lumea cu emblemă tot nume. Frumos. Du-te, du un tir. Cu lemn. Gen, pe aici o să intre prin spate, da? Ce, mă, nu, îl bagi cu spatele încoace. Stai, mă, sper, nu te-am balat. Bun, și nu uitați să apăsați butonul de like. Ar fi super șmecher dacă am strânge 1000 de like-uri. Ar fi extrem. Extremus, n-avem jumate. Tirul e de 4, 1, 2, 3, 4. E ok, vine pe mijloc. Bun. De fapt, de asta. Că venim așa cu ușile, bam. Bă, vine weekend, mă. Calme. Bă, dar n-am mai făcut un depozit de asta odată. Am făcut unul de unde pleacă lemnul. Acum facem unde Ah. ajunge la prelucratul. Ok. Vezi? E cu manevră. Și asta trebuie să postești Q&A-ul. Ia șterge toată podeaua, mă. O lăsăm cu nivel mai jos. Și nu Yes. punem de asta, punem ceva, nu știu, un stone brick. Mă enervează asta. Ups. Ce rapid e. Prea câte ce am să spargi. Aici ocupă-te tu, Hiro. Pune stone brick. Bun, deci serverul se cam... Ok, pune-l invers. Rotate.
Bun, și înlocuiește lemnul ăla cu lemn prelucrat. Nu e egal. Da, nu e egal. Da, nu știu ce. Bun, așa. Sper că spargi din clădire, nu din mașină, nu? Mărește-mă ușa garajului, dacă mașina mea e mare. Adică, pana mea, e ușa de garaj. Atât să fie. De ajuns. Hai că pune aici așa. Bun, acum. Gata cu balconul ăla. Da, nu, punem așa mărginile, bam, bam, bam. Până unde? Până la drum. Până unde se termină aia de obsidian. Server, când o să dau drumul? Păi, azi, pe seară, dau ăsta de dedicat. Nu știu în cât timp vine. Probabil o zi. Atât a durat atunci. După care, nu o să dau instant drum. Odată ce mi-a venit dedicatul, trebuie să pun IP-urile, să îi le schimb, cum a fost configurat prima oară să schimbi IP-urile pentru ăsta nou, că probabil îmi dă alt IP, să mai bag câteva plugin-uri înapoi și cam asta este. După o să caut de buguri, adică nu să bag ghiozdan. Bă, mă gândeam să bag ghiozdan. Știu, am avut pe survival ghiozdan, dacă mai ții minte, și pot să-i pun textură de ghiozdan. Să poți să-ți iei itemele în el. Să băgăm ghiuzdan. Adică da, ar fi mai roleplay, dar nu știu, poți să bagi mașina puțin mai în spate, că vine în drum. Să dai gen, să-i vină botul aici. Adică să mai bagi câteva cuburi. Mai mult. Încă 3 cuburi mai în spate. O, 2. Ma, perfect. Ma, te-ai născut în tirul ăsta, tată, tu. Așa, bun. Hai că pe unde să prim ăsta. Da, probabil băgăm și ghiozdan. Deci, o zi, căutăm bugurile și cam atât. Și mai fac eu un NPC, un ceva să mai vindeți o chestie. Cred că cel târziu luni i-am dat drumul. Și cred că luni îi dau drumul, că e început de săptămână, frumos, calul meu. Cum ar fi începem lucru, că știți, sâmbătă, duminică, lumea asta acasă, luni, la muncă. Și roleplay-ul cam asta e, te duci și muncești. Dacă aveți alte idei ce am putea pune, băi, puteți să lăsați. Bine, dar idei care nu le-am discutat deja și le-am plănuit, ceva care nu mai e. Ok. Scoate-i cheia aia de acolo. Și pune butoane și poroțile din spate. Pardon. Bun. Fiți atenți cum facem. Vreau partea asta pe care o sparg eu acum. Să facem așa frumos, bam, bam, bam. Bine, tu. Așa, bun. Aici să fie intrare în magazin, știi? Bă, nu vezi ce are clădirea pe margine? Și înconjura aici cu frunze să fie așa frumos? Da, 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 prin oraș unde e pune frunze. Așa, perfect. Și toată partea asta. Tu te ocupi de frunze, tu ești beat frunză. Bun, fii atent, sniperem. Da, voi apucați-vă partea de magazin. Cum o să fie partea de magazin? Păi nu despărțim și noi clădirea asta. Păi asta fac eu acum. Gata. Partea mare, faceți un magazin de mobilă. Eu mă ocup aici de... Bă, da, nu, voi și voi așa, întuneric. O torță, o găgășică, ceva. Nu, eu văd. Așa. Aveți brightness-ul ăla, da, la maxim, ce ați făcut?
Da. Ok, știu că power-ul are. Au hack pentru 1-9 oamenii. Și buși. Vă dau în gâtul. Se joacă pe server premium, bă, jegoși. Ce nenorocit sunt. Exact. Bun, mă, da, cam atâta o să fie aici depozitul. Nu, mă, nu acum, las acum. Bă, ăsta micu. Hero. Ce ai făcut, mai dat buleale? De ce? Ce-am făcut? Păi, ce ți-am zis eu? Am zis să faci toată asta cu frunze. Păi, asta fac acum. Unde? Stânga. O să fac și în partea aia. Aha, world edit, ok. Deci te duci tot, faci toată partea asta de oraș, nu știu. Tu te-ai băgat în asta, nu? Oricum n-ai mult, dar zona asta faci. Bă, asta e cea mai mișto parcare, mă. Ăsta e cel mai mișto drum, nici nu știu de ce mai există aici. Nu duce nicăieri, nu sparge, e degeaba. Da, hai că pun eu rapid. Și fac parcarea mai mare. Și net. Bă, ce? Bun. Da, dacă vă întrebați de ce asta e așa, pentru că toporul pus textură este arma asta, dar normal el este o armă dintr-un plugin mai complicat. Dar într-un cuvânt, e ok, nu o să aveți voi probleme cu toporul de lemn. Să sperăm. Va, de ce n-aș duce aici? Mai mare parcare asta. Și acum nu-și mai lasă... Apropo, vedeți că o să facem niște reguli destul de stricte în privința mașinilor pe unde vă apucă pe voi să le puneți. De ce? Pentru că am avut incidente în care mă chemau să le scot mașina de unde? Din mină. Erau mașini puse pe aici. Mă, frate, eu parcare aici, pune aici. Bine, parcarea asta s-ar putea să o scot de aici. De ce? Pentru că sunt foarte mulți playeri și unii tot încearcă să le scoată. Bine, acum văd că ei au pus astea. Așa, și nu pot să împingi mașina peste unde stă. Și cel mai bine vă recomand eu să vă duceți mașina puțin mai departe. Uite, puteți să o lăsați. N-aia nu, că fuge. Pe aici așa puteți să o lăsați. Îi fac eu de la ca să nu mai poată să o scoată și aia e. Gata. Bun, și puteți să veniți să vă lăsați mașina aici. Și e mult mai ok. Dacă mai găsesc mașini pe trotuar, în zone de genul, nu că le iau, gen le iau și o recuperez după. O iau, o șterg. Adică ai pierdut mașina. Mașina va fi 40.000 de lei. Cât vine asta? 400 de milioane? Da. Da. Ba, 400 de milioane în banii noștri noi. Mamă, dar ce mașini ții, mă? BMW. Eu o să prind 120, mă. Astea acum cred să-mi prind 30. Mamă, și Dacia prinde 120. Da, mă, dar în joc n-ai văzut cât se duce cu 30. Dă seama, 120. O să aveți limită de viteză. Adică nici să-i dați gornetă pe aici că vă luați amendă. Adică o să fie poliție. Cine o să mai fie în poliție? Sniper. Yeah. Da. Vrei și tu hero? Mhm. Ok, voi doi, atât. Chris. Ok. Nu e aici, deci nu o să fie nicio poliție niciodată. Când l-am chemat, omul avea treabă. Adică avea treabă. Intru. N-am intrat. Tu, da, o să te ocupi de playeri care vor să se angajeze, că dau drumul și la aia. Bun, hai să fac eu depozit. Hai că ai întâlnit cu frunzele, mă duc să continui în spitalul. Ok. Fă pe acolo ce știi tu. Să faci. Bun. Deci, în mare o să ne ocupăm. Vom pune pe Buycraft. O să puteți să cumpărați banii în joc care sunt deja, dar nu o să se mai numească, nu o să mai folosim euro, trecem pe lei. Adică, când voi o să scrieți... PAL. Ah, am scos plugin-ul ăla. Da, asta n-am crezut să schimb.
nu știu, când o să fie să vorbiți, o să vorbiți despre lei, nu despre euro, deoarece diferă. Ar fi o chestie să bag și euro, dar după prea multă de asta valută, să zic așa, și te încurcă, te zăpăcește de tot. Ar fi ceva. Da, După da. trebuie să mergi la bancă să-i schimbi. Da. Și așa trebuie să schimbi, gen banii care i-ai tu, balanța asta, chit că acolo arată dolari, o să pun probabil un L de la lei, ca să nu te încurci, gen tu ai 50 de dolari, te duci, îi schimbi în 50 de lei, nu e atâta, e mult mai mult 50 de dolari, vin vreo 2 milioane, parcă. Și zic de asta, o să pun L sau R, R de la Ron, dar nu știu exact, cred că L pun de la lei. Lei grei. N-ai pe știe. Oricum, update-uri o să facem în continuu la roleplay ca să facem chestii noi. Să băgăm chestii noi. Na. Oricum, foarte mult ce am făcut noi acum, cât timp el a fost oprit. Nu au fost joburile, au fost reparații prin oraș, interioare, care mă mai rog de ăștia să mai fac câteva pe aici. Am mai lucrat la zona aia, am mai făcut mai multe chestiuțe. Bun. Trebuie asta, îmi trebuie și asta. Și o să pun bam bam. Ia mă 5 lei și pleacă de aici. Bă, de fapt nu, ăsta trebuie să le... Să-l... De fapt nu, ia-l, că nu mă interesează în momentul Eu ăsta. l-am făcut pe tău. 74 sau cât i-ai pus tu pe el. 5. Te bate cu bani. Banii. Te bat banii pe tine. Ar fi o idee banii falsificați să nu fie înceantați, nu? Păi, nu o să ai cum să-i înceantezi. Și nu o să ai cum... Ah, nu s-a... Nu o să ai nici cum să-i folosești NPC-urile dacă tu pui, de exemplu, o bucată de zahăr, știi? Cu numele, nu știu, zahăr și vii cu o bucată din Minecraft normală, știi, când o craftezi, scrie sugar acolo. Dar tu l-ai redenumit pe al tău în shop, zahăr, nu ți-l acceptă. Chit că e același item, îi schimbi, e un tag, știi? Itemele pot avea parcă până la 3 taguri. Odată ce ai schimbat numele, capătul 1, odată ce ai pus un lor mai capătă unul și parcă de la culoare mai capătă încă un tag. Nu mai știu exact care era faza. Dar știu că m-a bătut și pe mine puțin chestia asta când încercam să fac diferite chestii și am citit. Fiecare item are un anumit număr de taguri care sunt în Minecraft. Nu știu exact cum e exact treaba. Bă, tu ai textura de pe roleplay, sniper. Nu, o am pe aia veche, stai așa. Păi ce am în mână, că pe aia veche. De asta, un pistol. De fapt sunt bulgări. Vreau să fac shuriken, știi? Da. Să ies să dai că ia, bun, mai fă și tu pe aici, supara depozit. Nu știu, în colțul ăsta fă ceva. Că vreau să fac altceva acum. Vreau să mă ocup de bănuție. Pot să-mi șterg inventarul? Yes, of course. Bun, hai prima oară fac ăsta de 5 lei. 5 lei, bun, ai de 6. Give Trex 6 1 name care era asta? Ia merge. Ok. Nu mai știu care era culoarea. Cum dădeai culoarea? Adică... Ah, ok, gata, am aflat. Asta cu 5, parcă. Da. Bine, nu știu exact ce culoare pun momentan. Ce nume să pun la bancnotă? 5 lei sau... Da, pun 5 lei. Later, okay. Dar ce vrei să pici în curon? Nu, cum mă 5 round? 5 ani să punem pe ele. Nu Am știu. breaking 1. I-a pus fire protection. What? Pune valoare. Valoare 1. Dar nu înțeleg de ce a pus fire protection pe el.
Banii nu ar niciodată. A, deci, cred că e enchant 2 și îmi dă... Ok. Da, mă, deci orice aș da, cum l-ai făcut, mă, să-ți dea sharpness pe el? Un anvil. Pe bune? Da. Ok, dă-mi un anvil. Dar nu poți să găsești în creativ carte cu Breaking 1, doar cu 3. Dar nu mergi cu Breaking 1. Găsești, mă, găsești de tot. Vreau să pun protection sau ceva inutil, știi? Flame. Nu, că dai foc, mă, când ești. Infinity. 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 Sau lure. Sau lure. Da, mă, uite, poți. Nu, bă, dacă îi pui lure, agăți asta, banul în... în cârlig la unde ți-și dai la pești. Da, da, îi schimbă numele. Ia, uite, cum ar fi să arate așa, de exemplu. Da. 5 lei, GGTX. Sau să pun în loc de GGTX, Banca Națională, GGTX. Da, mă arată cam aici, chiar. Care mi l-a dat? Uite, cum ar arăta așa. Să mi-l dai înapoi să-i fac o copie. Da, arată mai șmecher așa. Da, mă, bag nu-ți de 5 lei pe aici. Bun, deci le tipărim așa? Da. Ok, sau ia stai să mai încerc o chestie. Am îngroșat scrisul. Bun. Stai, lasă-l pe jos. Bun. Șase, două puncte, unu. De fapt, fire protection, mă, să nu ardă. Că știi cum sunt? Euro sunt din hârtie și dolari, știi, nu? Și da. Ai noștri sunt din plastic, gen, ia arzi puțin mai greu. Bine, se topesc. Și știi, gen mai rezistent. Bine, i-ai aruncat un foc, i-ai pierdut în joc, logic. Ce culoare să le punem la bani? Verde? Da. Da. Care era culoarea verde? Am găsit? Nu mă gândesc. Ia, ține ăștia dacă vrei, fă ce vrei cu ei. Oricum nu sunt buni, stai calm. 10 lei. Bun, am făcut bagnota de 5 lei, de 10 lei, mai am de 50 de lei. Bun, 100 de lei. Aș putea să le fac fiecare culoarea la bagnotă, știi? Dar momentan las așa să văd exact care, cum ar fi treaba. 200 de lei. Și 500. Și barosăneală. Bun, cam așa o să arate banii pe care o să-i luați de la bancă, enchantați frumos. Deci cam așa vor arăta banii voștri. Cei falsificați, în caz de o să bag chestia, adică dacă o să vedeți vreodată bani care nu au enchant pe ei, înseamnă că sunt falsificați sau... falsificați. Ea avea dinainte niște saplinguri salvate pe undeva și aia e. În caz de să aveți ceva de genul, o să puteți să îi dați la schimb saplingurile alea, o să le dați la schimb pe probabil 5 lei. Toate saplingurile voastre. Bă, da. M-am pus bariere, mă. Ingenios ăsta micu, pune și voi niște lumini pe aici. Și gen astea o să puteți să le faceți în casă. Sau le cumpărați, chemați pe cineva o pagin, cumpărați astea și aia e. Bun. Episodul ăsta eu vă las aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like și ne vedem data viitoare. Baftă!
Pa!